Cum ați observat, avem destule lucruri frumoase în școală, însă avem și nevoie, ar trebui să avem și noi cel puțin o tablă inteligentă, o tablă smart pe care să se poată lucra. Am avea nevoie de echipament tot așa de ultimă oră, de tablete, de calculatoare mai multe pentru toți copiii și de asemenea există multe lucruri de care am avea nevoie în această unitate școlară, mobilierul este învechit. Dar ați făcut cerere în acest sens? Am cerut, sigur că da. Am cerut, și n-ați primit nici până astăzi? Și n-am primit, da. Am observat că aveți și calculatoare de ultimă generație. Da, da. Calculatoare avem, sigur, din acest punct de vedere suntem mulțumiți. Dar, de unde le aveți? Le avem de la inspectoratul școlar, a fost dotat. N-ați primit și donații? Am primit donații din străinătate. Această sală pe care o vedeți este realizată de către o echipă. Donații de la cine? A venit o organizație internațională pe nume Dagas din Belgia, o persoane care au stat timp de o lună de zile la noi în școală, au zugrăvit, au aranjat pereții și tavană cu fibre de sticlă, au refăcut instalația electrică, au adus mobilierul, așa cum vedeți, sunt fotolii, sunt scaune pliante și rotative, care sunt comode, pe care se poate sta în condiții bune. Organizația aceea caritabilă care ne-a ajutat în dotarea acestui laborator ne-a promis că o să revină și au revenit de câteva ori, dar fără prea mult material de data aceasta, așa ca prima dată când s-au prezentat la noi în unitate. Dar aveți speranțe că avem pe viitor că veți primi. O să revină și o să ne mai aducă